Tatăl nostru care ești în cer, în ceață, în numele Tău, din părăția Ta, facă-se voia Ta, în cerul și pământ, pâinea noastră, cel toate zilele, dă-ne nouă astăzi, în iadul nou, în ritualele noastre, și ne tăi dreptilor noștri. Amen. Cu adevărat, Dumnezeu, te mărim.
spasă Dumnezeu în adevărul noastră slavă ție. Glorie Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cei care sunteți aici aproape, cei care veniți la această mănăstire, mărturisesc, vă spun cu toată sinceritatea că sunteți binecuvântați, că sunteți bogați, că aveți un asemenea loc unde veniți, vă închinați și mulțumiți cu Dumnezeu și cereți binecuvântare de la El. Impresionat de Părintele Stareț, astăzi vă mărturisesc, pentru prima dată am asistat și eu, pentru că așa cum spunea și Părintele Stareț, la vecernii, dar am simțit această căldură și evlavii a frăților voastre. Vă mărturisesc că nu știu cum am să mă odihnesc, pentru că emoțiile mă copleșesc. Vă mărturisesc preasfinția voastră că nu știu cum am să vă răspătesc pentru îngăduința, dragostea și pentru că ați dat răspuns rugăminții noastre să fiți prezent în această sfântă, binecuvântată noapte, dar și mâine, unde este o mare sărbătoare pentru poporul nostru român, drept credincios creștin ortodox și, în ultimul rând, pentru Sfânta noastră Mănăstire, unde iată că se pregătește să îmbrace haine de sărbătoare. Sunteți dragi, trebuie să recunosc, fiindcă fie preot de parohie, fie stareț de mănăstire, se simte împlinit când vede popor mult. Dar poporul care se folosește cu ceva, îl vedem dacă cuvântul lui Dumnezeu propovăduit prin gura noastră a păcătoșilor, a părinților solii lui Dumnezeu care sunt slujitori, era Hristos pe pământ.